Este scandal de proporții la USR Plus, sectorul 1, după ce Clotilde Armand a câștigat un nou mandat pentru șefia filialei. Numărătoarea voturilor de duminică s-a încheiat aseară, iar Armand l-a învins pe Dragoș Păslaru cu 70 de voturi. Sunt însă acuzații de fraudă cu baza de date. Xenia Coitoru vine cu toate informațiile. Xenia, cum participă Clotilde Armand la alegeri? Cum sunt acuzații de fraudă? Ce se întâmplă de această dată la partid? Bun găsit tuturor, acuzații de fraudă la fel ca și la Partidul Național Liberal, în contextul în care ar fi fost radiați membrii ai USR Plus după ce aceștia nu și-ar fi achitat cotizația la formațiunea din care fac parte, motiv pentru care ar fi fost scoși din acel registru al membrilor formațiunii politice pentru faptul că până la o anumită dată limită stabilită de partid nu și-au achitat cotizațiile. Acuzațiile de fraudă vin în contextul în care spun cei din partid că s-ar fi furat voturi și că în acest fel ar fi fost avantajată în acest moment Clotilde Armand și ar fi fost dezavantajat Dragoș Tudorache, care și-ar fi dorit să fie liderul filialei sector 1 USR Plus. Vom vedea până la urmă dacă se va soluționa într-un fel acest conflict. Nu este singura situație. Și în țară au fost radiați membrii ai USR Plus dacă nu și-au achitat cotizațiile până la o anumită perioadă, spuneam, este o situație în contextul în care se apropie congresul USR Plus și ar trebui ca partidele să știe pe ce oameni se pot baza în formațiunea politică la congres la momentul votului. Important de văzut dacă vor mai fi situații asemănătoare și în țară în perioada următoare și vom vedea până la urmă ce se va întâmpla și la sectorul 1.